Dragii mei, dragi cititoare, dragi cititori, Vremea minunilor se cheamă primul meu roman, apărut în 2001 în germană și o adevărată vreme a minunilor, de o adevărată vreme a minunilor am avea nevoie astăzi, în primăvara lui 2022, în această Europa care se află în plin război, cu noi emigranți, cu familii despărțite, copii și femei aruncați dintr-un val în altul al oceanului vieții pe undeva prin lume. O situație dramatică și disperată de care sper să trecem cu bine într-un viitor apropiat. Eu am fost emigrant deja de la 9 ani, aș putea spune, în sensul că tatăl meu m-a luat în brațe. Tatăl meu, care pe atunci era puternic, tânăr și frumos, și acum, din acest motiv spun, pentru că e eroul cărții Vremea Minunilor, cartea este și dedicată lui. Acum, după atâția ani, chiar în aceste zile se găsește în spital, foarte slăbit. Deci acest erou al vieții mele, care are 90 de ani, 89 de ani în ziua de astăzi, se sfârșește, se va închide un cerc, dar acest tată tânăr își ia fiul în brațe și pleacă dintr-o Românie comunistă, România lui Ceaușescu, anilor 70, însă deosebită de cea așa de sumbră a anilor 80, și pleacă cu el, deci cu mine, spre Italia, spre Roma și de la Roma spre New York. Și romanul Vremea Minunilor este romanul acestei călătorii și a unei copilării în socialism, într-un mod însă povestit de băiat, de Alin, care are în carte 9 ani și la sfârșitul cărții 15, povestit într-un mod în care se poate și surâde sau chiar râde. Deci, cu inocența copilăriei, cu o privire spre frica, spre frica adulților, dar văzută prin prisma copilului și de aceea nu atât de gravă și de apăsătoare. El în sine, Alin, este un adevărat dizident în felul lui, dizidența copilăriei. Povestesc, deci, firul acestor întâmplări, tată și fiu, pe drumurile europene și mondiale, odiseea spre Roma și spre New York, pe care am avut-o împreună cu tatăl meu în 76-77. Acest roman, mama rămânând acasă, ca un fel de prizonieră, unde ne-am și întors din New Yorkul anilor 70, un New York sărăcit, cu multă criminalitate și violență. Tatăl băiatului Alin, tatăl meu, s-a hotărât să se întoarcă în spatele cortinei de fier, ceea ce am și făcut atunci în 77, și ne-am regăsit din nou în Timișoara, la etajul 8 al blocului de pe strada Gării, trăindu-ne viața de mici comuniști neimportanți. Dar prin perspectiva lui Alin, totul primește, așa văd eu cel puțin romanul meu și așa l-au văzut mulți cititori, un colorit deosebit și nuanțe deosebite, unde, cum am spus, nu numai drama e în centru, dar și bucuria vieții și frumusețea și bogăția vieții. Alin povestește și din viața lui, desigur, din socialist, de copilărie, deci se creează un univers al copilăriei socialiste prin prisma unui băiat bolnav, pentru că acesta era motivul călătoriei în vest. O boală pe care eu am primit-o, ca și când a venit ca un cadou, tot în copilărie, fiind de mic, și care apoi, din nou, voi spune iară ceva deosebit, ne-a ajutat boala, ca și când ne-ar putea ajuta, dar a fost motivul să părăsim a doua oară țara, atunci împreună cu mama, în 82, ajungând printr-o întâmplare de câteva minute, ajungând în Elveția și rămânând aici. Un lucru întâmplat pe stradă, o persoană întâlnită în Zürich care ne-a dat un număr de telefon și un nume,
Și în acel lucru, din această cauză am rămas în Elveția, cu Dacia noastră plină de lucruri, încărcată plină de lucruri și de amintirile vieții românești. Vremea Inulilor începe, de fapt, cu sfârșitul. Familia se găsește la frontiera României spre Iugoslavia. Tatăl caută un ofițer căruia îi dăduse bani ca să ne lasă să trecem. Ofițerul fusese arestat și în acele câteva minute de așteptare, băiatul Alin își amintește de toată povestea vieții lui și se întoarce la anii copilăriei și la Marea Odisee cu tatăl său spre America. Vremea Minunilor a fost drumul meu de început literar. Au urmat alte cărți, Drumul scurt spre casă, Masoerul orb, Zaira, Bărbatul care aduce fericirea în 2016 și acum de curând, de o lună, Turnul de foc sau Turnul focului, încă nu este tradus, deci nu avem un titlu încă foarte clar, dar probabil că așa va fi, Turnul de foc sau Turnul focului. Și printre aceste romane a fost și romanul Iacob se hotărăște să iubească, apărut în 2011, care a primit un premiu mare în Elveția, premiul Swiss Book Award, unde Iacob, unde povestesc povestea emigrației pe o perioadă de 300 de ani. Deci am unele cărți în care, ca și în Turnul focului și în Zaira și în Bărbatul la ce fericirea, povestesc o mare poveste de viață, peste generații, trece peste generații, peste zeci și zeci de ani, uneori sute de ani ca la Iacob, pentru a arăta cum un val al istoriei vine și îi ia pe oameni și vine un alt val și dărâmă totul și civilizația se creează iară și iară vine dărâmată. Și, deci această luptă între civilizație și distrugere pe care o trăim și astăzi în Ucraina prin războiul lui Putin este o luptă continuă. Și ca să o arăt, merg în spate cu 100 de ani sau ca la Iacob cu 300 de ani. Iacob este fiu de țăran bănățean de origine germană, deci șvab, care trăiește într-un sat lângă Timișoara, în cartea mea, Tomnatic chemat, și descriu viața de la naștere. Desigur, are un tată care nu-l iubește, romanul începe, și pentru mine primele fraze sunt foarte importante, romanul începe cu venirea tatălui, Iacob, cu capa, în timp ce băiatul se cheamă cu C, diferență de o literă, dar de fapt o mare diferență între ei doi de caracter. Cum acest tatăl vine pe furtună în satul Tomnatic și nimica nu va mai fi cum a fost, este flămând, este frumos, înalt, puternic și își va găsi o nevastă și o va lua, va deveni bogat și îl vor avea pe acest fiu Iacob, pe care el însă nu-l va iubi. Descriu viața miraculoasă a satului, descriu nașterea miraculoasă, personaje stranii, ca de exemplu, cum se cheamă, că a trecut ceva timp. În fine, este, pe germană se spune Hebamme, este femeia care o ajută pe mamă să-l nască pe Iacob și care trăiește pe un deal lângă Tomnatic, un deal inventat de mine care nu există pentru că în literatură fantezia nu are granițe și unde Iacob apoi toată copilăria lui îi duce odată pe săptămână, căreia îi duce odată pe săptămână, trage după el fiind slab și bolnav, un sac cu o găină și cu legume de aleguri, cum s-ar zice, pentru a-i mulțumi că l-a adus pe lume. Și ea îi povestește în fiecare săptămână o nouă poveste despre cine i-a fost tată, ca el să nu creadă că tatălui este acea persoană urâtă și rea pe care îl cunoaște, pe care o cunoaște. Deci inventează mulții tați al lui Iacob, într-un fel este Șerezada care povestește în continuu, povești peste povești pentru a da viață lui Iacob, de fapt.
Acest Iacob va fi trădat de tatălui când armata rusă trece prin Banat spre Armata Roșie, spre Berlin. Va ajunge într-un fel de emigrație, ascuns de un preot, și se va întoarce după mulți ani acasă, nu pentru a-și omorâ tatăl care l-a trădat, ci într-un fel pentru a-l ierta sau a lua asupra lui ca o cruce. Când acest tată, și el slab, numai o urmă a ceea ce era, o umbră a ceea ce era, pierduse totul, comuniștii luându-i totul. Deci, cartea se cheamă Iacob se hotărăște să iubească și este o carte a iubirii, o mare aventură, găsesc eu, a unui personaj tânăr. Cartea se termină când are vreo 23, 24, 25 de ani, dacă mi-amintesc bine. Dar el a trăit până atunci mai multe vieți, acest Iacob care se hotărăște să iubească. Vă mulțumesc dacă doriți să le citiți și poate ne vedem în România la o lectură, la un târg de carte. Și trăiți în pace și sper să avem pace în Europa în curând. Numai bine! Thank you.